Asta este a cincea oară când vreau să fac videoclipul ăsta. Salut, prieteni! Voi face o mică educație sexuală înainte de a începe lecția de azi. Uite ce, dacă n-ai nici măcar 14 ani, te rog, nu te mai interesa de subiectul ăsta. Învață despre univers, stele, natură, animale și flori. Nu despre sex. Când vine vorba de întreținerea actului sexual, am 3 sfaturi principale pe care vreau să vi le dau. Vârstă, protecție și căsătorie. Când am zis 14 ani, nu spun că este normal să întreții un act sexual la vârsta aia, ci mai degrabă spun 14 ani pentru că în clasa 8-a am avut o colegă care a rămas însărcinată. Actul sexual nu este ceva cu care să te joci, de aceea trebuie să ai înțelepciune pe care o dobândești cu vârsta. Apoi am menționat protecție. Da, protecție pentru că majoritatea bolilor cu transmisie sexuală nu sunt curabile. Și bineînțeles, prin protecție vii să ajungi cu burta până aici dacă ești fată. Iar al treilea sfat pe care vreau să vi-l dau este căsătoria. Științific vorbind, atunci când întreții act sexual cu o persoană de sex opus, corpul tău secretă hormoni și substanțe care îți dau sentimentul de atașare. Psihologic te atașezi de persoana respectivă, nu doar fizic. De exemplu, oxitocina, hormonul atașamentului, hormon pe care îl secretă în special mama când are un copil, de se atașează emoțional de copilul respectiv, învață să-l iubească, îl iubește și are sentimentul acela de protecție. Același hormon îl secretăm noi când întreținem un act sexual. De aceea, dacă umbli din floare în floare și te despazi de persoana cu care ai întreținut actul sexual, îți expui corpul, îți expui creierul la un stres psihologic foarte mare. De aceea, în cadrul căsătoriei este cel mai sigur să întreții o relație sexuală. Practic, prin căsătorie îndeplinești cele 3 puncte pe care le-am menționat. Ai vârsta potrivită, ești protejat, pentru că nu se pot transmite boli sexuale, știi clar cu cine ai de a face, se fac teste la doctor înainte de a te căsători și 3. Nu îți expui corpul la un stres psihologic de despărțire. Da, destul de dificil am ajuns să pun cap la cap toate ideile. Pe scurt, cam asta am avut de zis înainte de a începe lecția cu sistemul reproducător. Acum putem să începem. Și am ajuns într-un final și la sistemul reproducător, preferatul nostru, cum zicea profesoara mea de biologie. Aparatul genital este format dintr-o glandă mixtă, ovarul, din căile genitale și organele genitale externe. Dacă vă amintiți de la sistemul excretor, am învățat că rinichiul este așezat în cavitatea abdominală, iar ovarul este ceva mai jos, în cavitatea pelvină. Femeile au 2 ovare, deci ovarul este un organ pereche, are funcție mixtă, exocrină, expulzează ovulul și endocrină produce anumiți hormoni, estrogen și progesteron. Ovarul are formă de ou, aș zice, are formă de ovoid turtit. Are 6-8 grame și un diametru destul de mare, 3-5 cm. Prezintă 2 fețe, 2 margini și 2 extremități. Poziționarea lui este destul de dificil de înțeles, dar în imaginea de aici am putea să ne dăm seama de ceva mai explicit. Fața laterală este pe peretele lateral al cavității pelviene și ocupă fosa ovariană. Fața medială, adică aceasta, este acoperită de pavilionul trompei. Acesta este pavilionul trompei, care are fimbrioni. Pe extremitatea superioară și inferioară se prind o serie de ligamente prin care ovarul este legat de organele vecine. El este acoperit la suprafață de un epiteliu simplu, sub care se găsește un înveliș conjunctiv al buginei ovarului. În interior este parenchimul glandular cu 2 zone, medulară și corticală. În zona medulară sunt vasele sanguine și limfatice,
dar și fibre nervoase vegetative. În zona corticală sunt foliculii ovarieni în diferite faze de evoluție. În funcție de nivelul evoluției foliculului, există 4 tipuri de foliculi. Primordiali, primari, secundari sau cavitari, se numesc așa pentru că apar niște cavități în interiorul foliculului, și folicul terțiar, de graf, cel mai mare, cel mai matur. De la pubertate până la menopauză, odată pe lună, un folicul secundar devine folicul de graf, care expulzează ovocitul. După ce foliculul de graf a expulzat ovocitul, acesta devine un corp galben, care are rol secretor, secretă mai exact progesteron. Corpul galben devine în final corp alb, ca o cicatrice. Deci de-a lungul vieții, pe ovare, la femeie apar mai multe cicatrici. Câte cicatrici sunt, atâtea cicluri menstruale a avut femeia respectivă. Cu aproximație, bineînțeles. Bine, asta doar în teorie. Vascularizația arterială a unui ovar este asigurată de o ramură a aortei abdominale și o ramură a arterei uterine. Este identic și pe stânga și pe dreapta. Vascularizația venoasă însă este diferită pe stânga față de dreapta. Pe dreapta, vena ovariană dreaptă se varsă în vena cavă inferioară, iar în stânga, vena ovariană se deschide în vena renală stângă. O parte din sângele venos al ovarului ajunge și în vena uterină, care apoi, bineînțeles, se varsă în vena cavă inferioară. Trompele uterine sunt conductele musculomembranoase. Se întind de la ovar până la ostiumul uterin. Ostiumul uterin este un mic orificiu unde se deschid trompele în uter. Extremitatea laterală a trompelor conține un orificiu care se deschide în cavitatea abdominală. Lungimea trompelor uterine variază între 7 și 12 cm. Vascularizația este asigurată de niște ramuri tubare provenite din artera ovariană și din artera uterină. Venele aici sunt omonime arterelor, ușor de reținut. Uterul, precum ovarele, este situat în cavitatea pelviană, între vezica urinară și rect. Trompele erau organe musculomembranoase. Uterul este un organ musculos, cavitar și impar. Acesta se află între trompele uterine și vagin. Are formă de pară cu extremitatea mare orientată superior, ca la inimă, și prezintă corpul și colul uterin, ca la glanda tiroidă, unde era un ist ce lega cei doi lobi mari. Aici, între col și corpul uterin, este o porțiune mai strâmtă numită ist uterin. Vaginul se inseră pe cervix, pe colul uterin, prin extremitatea sa superioară. Doar la nivelul corpului uterin, în structura lui, este o tunică seroasă numită perimetru. Tunica musculară se găsește la nivelul întregului uter, se numește miometru, iar cavitatea uterină este căptușită de endometru, tunica mucoasă. Mucoasa uterului este cea care prezintă modificări de-a lungul lunii, deci este considerată stratul funcțional al uterului și este eliminat odată cu sângerarea menstruală. După ciclu, se reface. Uterul este vascularizat de artere uterine, ramuri din artera iliacă internă. Din artera uterină se desprind ramuri care vascularizează vaginul, trompele uterine și ovarele. Vaginul este un conduct musculoconjunctiv. Trompele erau musculomembranoase, iar uterul era un organ musculos. Vaginul are o dimensiune între 7 și 9 cm, este așezat pe mijloc, este un organ median, și impar, nu este pereche. Prin extremitatea inferioară se deschide în vestibulul vaginal, un spațiu delimitat de cele două labii mici. Vaginul prezintă o mucoasă formată din epiteliu pavimentos stratificat, seamănă cu structura cavității bucale. Vulva este un organ genital extern, delimitat de labiile mici și labiile mari. Labiile mari sunt acoperite de tegument și sunt prevăzute cu păr și glande sebacee mari.
Sunt niște secreții speciale aici. În partea anterioară a labiilor mari este un relief median acoperit cu păr care se numește Muntele Pubian sau Muntele lui Venus. Labiile mici sunt două cute simetrice situate medial de labiile mari, iar spațiul delimitat de labiile mici se numește vestibul vaginal, cel în care se deschide vaginul posterior, anterior se deschide uretra. Organele erectile ale vulvei sunt clitorisul și bulbii vestibulari, nu se văd în imaginea de aici. Clitorisul este așezat median și are o lungime de 5-6 cm, nu știu ce-i cu dimensiunea asta, nu este normală, dar poate au măsurat dinspre interior spre exterior de la rădăcină. Oricum, are maxim un centimetru jumate, 2 în exterior. Iar bulbii vestibulari sunt teoretic așezați la baza labiilor mari, undeva aici. Pentru că înainte la organele genitale li se spuneau zonele rușinoase, vascularizația este asigurată de ramuri ale arterei rușinoase interne. Venele se deschid în vena iliacă internă. Mamela nu trebuie confundată cu glanda mamară. Mamela este formată din glanda mamară plus diferite părți moi care o înconjoară. Glanda mamară este anexată aparatului genital feminin, este o glandă pereche și este situată pe peretele toracic anterior, în intervalul dintre coastele 3 și 7. Depinde cât de lăsați în sânii, depinde de vârsta pacientei, dar maxim 7 se spune aici. Glanda mamară asigură secreția de lapte, alimentul esențial al nou-născutului, dar poate fi și sediul numeroaselor procese patologice, din care cancerele sunt cele mai importante. Acum trecem la aparatul genital masculin, care este format din testicul, conductele spermatice, prostata, glandele bulbo-uretrale și organele genitale externe. Testiculul nu trebuie confundat cu scrotul. Testiculul în sine este o glandă genitală masculină care îndeplinește și el două funcții, spermatogeneză și funcția endocrină. Spermatogeneza are loc la nivelul tubilor seminiferi contorți, iar funcția endocrină este îndeplinită prin celulele interstițiale ale parenchimului testicular, care secretă hormoni androgeni. Acești hormoni determină maturizarea organelor sexuale și stimulează evoluția caracterelor sexuale secundare masculine. Testiculul, nu toată bursa scrotală, doar testiculul are în jur de 25 de grame și este un organ pereche. Are formă unui ovoid turtit, precum ovarul. El este turtit transversal. Bursa scrotală este ca o pungă cutanată. Epididimul este un organ alungit, anexat testiculului și este considerat un conduct seminal. Are formă de virgulă și e așezat pe marginea posterioară a testiculului. Epididimul conține canalul epididimar, nu trebuie confundat cu canalul ependimar, pe care îl știm de la măduva spinării. Acest canal epididimar se continuă cu canalul deferent. Testiculul este învelit la suprafață de o membrană conjunctivă de culoare albă sidefie. Se numește albuginee, care este rezistentă, inextensibilă și ține în tensiune parenchimul testicular. Și la ovar aveam albuginee, dacă vă amintiți. Parenchimul testicular este străbătut de septuri conjunctive care delimitează lobulii testiculului. Sunt în jur de 250-300 pentru fiecare testicul și sunt formați din 2-3 tubi seminiferi contorți în care se desfășoară spermatogeneza. Aici nu au desenat 250-300 de lobuli, ci este un desen mai degrabă schematic. Observăm în desen că tubii contorți sunt continuați de tubii drepți. Tubii drepți sunt primul segment al căilor spermatice. Discutăm imediat de căile spermatice. Acești tubi drepți se deschid în rețeaua testiculară. Din rețeaua testiculară ies canalele eferente, care
care se deschid în canalul epididimar. Artera testiculară, care este ramură din aorta abdominală, este cea care vascularizează testiculul și epididimul. Deci artera testiculară nu vascularizează scrotul, ci testiculul și epididimul. Conductele spermatice sunt căile spermatice prin care se eliberează spermile și lichidul spermatic. Aceste căi pot fi intratesticulare, adică în interiorul testiculului, sau extratesticulare. Căile intratesticulare sunt reprezentate de tubii seminiferi drepți și rețeaua testiculară. Cele extratesticulare sunt reprezentate de canalele eferente, canalul epididimar, canalul deferent, canal ejaculator și uretră. Observăm că la bărbați urina iese prin același loc prin care iese și sperma. La femei sunt două căi diferite. Canalul deferent este cel care continua canalul epididimar și se termină la baza prostatei. Observăm că aceasta este baza prostatei, canalul deferent, înainte de a se uni cu canalul veziculei seminale, are o dilatație. După această dilatație se unește cu canalul veziculei seminale și formează canalul ejaculator. Canalul ejaculator este în interiorul prostatei și se deschide în uretră. Glandele anexe ale aparatului genital masculin sunt vezica seminală, prostata și glandele bulbo-uretrale. Bărbații au două vezicule seminale, deci vezicula seminală este un organ pereche. Este situat deasupra prostatei, lateral de canalul deferent. Aici este canalul deferent care se termină la baza prostatei, iar lateral de această dilatație a canalului deferent este vezicula seminală. Are forma aceasta ovoidală, are o lungime de 4-5 cm și o lățime de 2 cm. Ea secretă lichidul seminal. Prostata este un organ glandular exocrin. Bărbații au o singură prostată. Este situată în jurul uretrei. Vedem cum uretra traversează prostata. Prostata se află sub vezica urinară. Secreția prostatei participă și ea la formarea spermei. Artera prostatică este cea care vascularizează prostata și este o ramură din artera iliacă internă. Sângele venos este colectat de vena iliacă internă. Glandele bulbo-uretrare, vedem că sunt formațiuni ovoidale, au dimensiunea unui sâmbure de cireașă, spun aici, se deschid în uretră, sub prostată, la rădăcina penisului și acestea secretă un lichid clar, viscos, asemănător cu cel prostatic, care se adaugă lichidului spermatic. Penisul este un organ genital și urinar, este situat deasupra scrotului, vedem aici este scrotul, înaintea simfizei pubiene. Prezintă rădăcina penisului și o porțiune liberă. Corpul penisului, la extremitatea sa anterioară, se termină cu o parte mai voluminoasă, care se numește gland. Rădăcina este fixată prin doi corpi cavernoși de oasele bazinului. Țineți minte, corpii cavernoși nu sunt țesut osos, cel puțin nu la om. Corpul penisului are formă ușor turtită. Uretra este puțin dilatată la extremitatea distală, orificiul acesteia aflându-se la nivelul glandului. Penisul este învelit de piele, care se continuă cu pielea scrotului și cu pielea regiunii pubiene. Artera rușinoasă este cea care aduce sângele la nivelul penisului, iar venele se deschid în vena rușinoasă internă și de aici în vena iliacă internă. Iar de scrot am tot discutat, formează partea organelor genitale externe, în care se află testiculele. Fiecare bursă scrotală este sub penis și este formată din mai multe tunici, niște tunici concentrice. Aceste tunici concentrice se continuă cu peretele anterior abdominal. Cam atât am avut de povestit la anatomia organelor genitale feminine și masculine. Despre fiziologie vom discuta data viitoare. S-au făcut corcodușile.
Dacă ți-a plăcut acest videoclip și ai învățat ceva din el, nu uita să dai un share, un like, lasă un comentariu și, bineînțeles, abonează-te la canalul meu pentru a primi notificări cu fiecare videoclip pe care îl postez duminica. Mai avem o lecție și terminăm cartea!